Delectare pentru iubitorii de folclor. Centrul Cultural Pitești a organizat în sala Ars Nova lansarea primului CD de muzică populară al Niculinei Săvulescu. De meserie contabilă, dar pasionată din copilărie de cântecul popular, Niculina Săvulescu activează în cadrul grupului Zavaidoc, sub îndrumarea maestrului Valentin Grigorescu. Aș vrea să vă prezint pe Nina Săvulescu. Este o atât de dinamică încât a făcut din noi niște oameni care nu-și doresc altceva decât să alerge, decât să muncească, decât să învingă. Dânsa este o luptătoare. Vă rog să mă credeți, de când a venit aici la Centrul Cultural, a reușit să ne îmbărbăteze și pe noi. Doamna Nina este veșnic neobosită. Chiar ne și întrebăm cum te reușește să fie așa, dar nu știu, poate până la urmă ne spune cum reușește. Doamna Nina cântă de când era mică. A reușit să imprime pe CD melodiile așa cum le-a auzit de la părinți, de la bătrâni, de la înaintașii noștri, dar așa cum vă spuneam, l-a trecut prin filtrul sufletului. Doamna Nina este una dintre soliștele care cântă cu adevărat autentic. Vă rog să mă credeți. Așa stau lucrurile. Nu o să găsiți niște figuri de stil în înregistrările doamnei, dar o să găsiți un cântec autentic. Vă garantez de acest lucru și vă veți convinge în minutele imediat următoare. O să vă rog să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Eu știu că dumneavoastră s-a ocupat de cifre, dar acum s-a gândit să găsească o terapie pentru sufletele noastre, ale celor care iubim cântecul popular. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă onorați cu prezenta și vreau să vă spun că acum, în a doua parte a vieții, îmi dedic activității artistice. Deci, o viață am avut de a face cu cifrele, am terminat cu ele, acum am o carieră artistică. Vreau să-mi fac o carieră artistică, pentru că am foarte multă energie și bunul Dumnezeu m-a înzestrat cu harul de a cânta. De fapt, din familie, eu îl moștenesc pe tatăl meu, care a cântat și mama și mi-a plăcut tot timpul să cânt. Fiind la Școala de Arte Pitești, am absolvit cursurile Școlii de Arte în perioada 93-96, unde am obținut o diplomă cu medie maximă, iar acum sunt în cadrul Centrului Cultural Pitești, la grupul vocal Armonia al seniorilor, dar și la grupul folcloric Zavaidoc, condus de domnul Valentin Grigorescu, care este un om deosebit de bun și valoros și care m-a încurajat și a avut încredere în mine ca să imprim acest CD. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Valentin Grigorescu. La eveniment, Niculina Săvulescu a invitat să urce pe scenă alături de ea o serie de interpreți de muzică populară. Ioana Anton, Adina Oprea, Nicolae Martin, Florina Dinu, Rodica Oprican, Mihaela Șerban, Aurelia Lupu, Victor Buștean, Valentin Grigorescu și grupul Zavaidoc au susținut un spectacol care a mers direct la sufletul auditoriului.